Ce spuneți, dragilor, de o socată minunată, o băutură răcuritoare de vară, care se face foarte ușor și avem nevoie doar de câteva ingrediente. Pentru această băutură avem nevoie de flori de soc bine spălate, florile de soc înflorite și culese dintr-un loc nepoluat. Eu le-am clătit sub jet de apă. Le verificăm să nu aibă musculițe sau alte insecte și ierburi nedorite. Vom mai avea nevoie de 2 lămâi, zahăr sau miere de albine, apă de izvor. Vom face un borcan de 5 litri de socată. Ce voi face în continuare? Voi așeza socul, florile de soc în borcan. Vom avea nevoie de 8-10 flori de soc. Le voi mai rupe codița, cea verde, pentru că aceasta va da gust amar. Verificăm fiecare floricică să nu aibă gâze. Așezăm frumos florile în borcan. Cel mai bine să faceți în borcane de sticlă. Nu este recomandat să faceți în bidoane de plastic. Este o băutură faină de care trebuie să ne bucurăm atunci când florile de soc înfloresc, de obicei în luna mai. Putem să preparăm și sirop pe care să-l îmbuteliem. Vă voi lăsa în descriere varianta mea de sirop la rece. Una dintre lămâi o voi felia subțire. Eu am spălat bine lămâile cu apă călduță și cu un burete curat. Așezăm peliuțele de lămâie peste florile de soc. Cealaltă lămâie o vom stoarce. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, în așa fel veți descoperi mai multe rețete puse de mine sau alte lucruri făcute de soțul meu, Iulian, sau împreună. Abonarea este gratuită. Punem sucul de lămâie într-un vas, peste care vom adăuga zahărul. Am pus aproximativ 10 linguri de zahăr. Dacă nu doriți zahăr, puteți să folosiți miere de albine sau alți îndulcitori. Iar acum turnăm din apa de izvor și amestecăm ca să se dizolve zahărul. Amestecăm bine și nu ne rămânem decât să turnăm în borcan și să punem restul de apă. Noi chiar am fost la un izvor și am luat apă rece, bună, știm că este potabilă. Umplem borcanul, iar apoi îl vom pune într-un loc călduros, de preferat la soare, pentru a grăbi procesul de fermentație a sucului. Îl vom lăsa câteva zile, amestecând în fiecare zi,
cel puțin o dată. Iar când credem că s-a făcut, s-a tulburat apa și este un pic acidulat, atunci știm că este gata. După câteva zile ne bucurăm de o băutură naturală, făcută de mânuțele noastre și numai bună de servit, rece. Dragilor, sper să încercați această rețetă minunată și vă așteptăm în continuare pe canalul nostru. Toate bune!